Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Trebuie să specificăm că această ordonanță de guvern a fost dată anul trecut pentru a suspenda, practic, taxa de depozitare a deșeurilor la groapă. Aceasta fusese introdusă de guvernul Cioloș și a fost suspendată până în 2019. Ne-am obișnuit ca România să fie în general codașă cam în orice domeniu și atunci să ne victimizăm în loc să acționăm. Voi repeta cu riscul de a vă plictisi, dragi colegi, câteva cifre care vorbesc însă de la sine. Avem o rată de reciclare a deșeurilor menajere de numai 10%, mult în urma țintei de 50% asumate până în 2020, iar penalitățile pe care le vom plăti dacă nu ne conformăm sunt de 200.000 de euro pe zi. Care ar fi fost soluția? Implementarea taxei la depozitare este unul dintre cele mai eficiente instrumente care poate fi încurajată, prin care poate fi încurajată crearea sistemelor de colectare și reciclare. Opozanții acestei taxe ne spun însă că suntem prea săraci ca să ne permitem o țară curată. Amânarea taxei a fost solicitată în special de aleșii locali și protejații acestora, considerând-o o măsură nepopulară. Românii nu își permit să plătească niciun leu în plus și se va ajunge la creșterea depozitării ilegale de deșeuri pentru evitarea costurilor și din lipsa infrastructurii necesare colectării selective și reciclării. Realitatea însă a demonstrat că amânarea constantă a aplicării acestei taxe, care trebuia introdusă încă din 2014, nu a reprezentat o soluție, ci dimpotrivă, a constituit o sursă de agravare a acestor probleme. Dacă am fi aplicat taxa la depozitare încă din 2014, am fi avut o șansă de atingere a obiectivelor de reciclare până în 2020, în condițiile în care costul real plătit de cetățeni nu ar fi fost cu mult mai mare. USR a calculat impactul pe care taxa de depozitare la groapă l-ar avea asupra populației, bazându-ne chiar pe datele furnizate de Ministerul Mediului în cadrul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și a reieșit că acest impact este nesemnificativ. În plus, el poate fi diminuat direct de către fiecare familie dacă face un minim efort de a depozita separat deșeurile reciclabile, acesta fiind exact scopul acestei taxe. Este foarte târziu și nota de plată pentru populism va fi mare, dar fiind ritmul de creștere a colectării separate și reciclării, precum și creșterea cantităților de deșeuri degenerate în gospodării, ne va lua încă 5 ani pentru a atinge obiectivele de reciclare, 5 ani de penalități, adică 350.000 de milioane de euro, adică 30 de lei suportați lunar de fiecare cetățean. Este o sumă uriașă. Care poate fi scuza pentru a justifica acest furt din buzunarul oamenilor în timp ce sunt mințiți în față că de fapt li se dă, nu li se ia? Dacă ne permitem acest cost, înseamnă că nu suntem atât de săraci, nu-i așa? USR a demonstrat în repetate rânduri cu argumente economice că taxa la groapă este alături de alte măsuri cel mai puternic element de stimulare a dezvoltării infrastructurii și de colectare și reciclare, deoarece aceasta conduce la o nevoie a pieței de a-și reduce costurile aferente preluării deșeurilor. România nu este o țară săracă și nu trebuie să fie o țară murdară. USR susține implementarea de urgență a taxei la depozitare pentru a diminua impactul întârzierilor de până acum, pentru protejarea mediului înconjurător și pentru protejarea cetățenilor României de penalitățile de infringement. În consecință, vom vota împotriva acestei legi. Vă mulțumesc!